amintesc că la sfârșitul lunii noiembrie 2011 un frate s-a apropiat de mine și solicita ca să ne putem ocupa de aspectul acesta al familiei și într-un mod concret despre căsătorie și iată-ne destul de repede în această situație, măcar că formula pe care fratele o gândea nu e aceea, așa că încercăm ceea ce ați văzut și duminica trecută. Pentru început aș citi trei versete din Efeseni, capitolul 5. Efeseni 5, versetele 30 la 32. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevasta sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Intenția mea e ca în seara aceasta să am în vedere două subiecte, sigur, foarte pe scurt. Întâi voi spune câteva lucruri generale despre căsătorie și apoi voi trece la prietenie. Înainte de toate, vreau să spun că, potrivit a ceea ce am citit, căsătoria este o taină. În versetul 30 este un cuvânt pentru cei credincioși și cu siguranță ne poate încă o dată motiva să vedem cât de uniți suntem cu Domnul Iisus Hristos prin credința în El. Iată cum ne vede El, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Prin aceasta spune cât de implicat este El în viața noastră, cât de mult ne dorește, cât de interesat este de fiecare dintre noi și apoi această taină minunată a familiei și desigur a bisericii, într-un mod direct cum este specificat aici, un singur trup prin căsătorie, o familie. Este taina lui Dumnezeu să unească două persoane de sex opus într-un trup. Poate nu ne-am gândit așa. Trăim în lumea aceasta în care familia a ajuns ceva degradant și chiar mai rău decât atât. Nu aș mai specifica nimic. Este tristă vremea pe care o parcurgem în care familia a ajuns într-o treaptă atât de inferioară și de nesocotită. Versetul 32. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică, unirea Domnului Iisus Hristos cu biserica, cu noi toți, o taină. Am încercat să așez câteva idei într-un mod sistematic pe hârtie și încerc să-mi urmăresc schița aceasta. Întâi de toate, aș vrea să spun că prin taină Biblia înțelege o cunoștință pe care nu o putem dobândi oricum, nu în lumea aceasta, ci numai prin intermediul Harului Domnului Iisus Hristos, prin intermediul aplecării noastre într-un mod personal asupra Scripturii și asupra principiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură cu privire la căsătorie, la familie. Și pentru că știm ceea ce se petrece în lume, de aceea vreau să punctez și un alt aspect care aș dori să îl reținem cu toții și dacă sunt și persoane care nu vor fi întru totul de acord cu ceea ce o voi prezenta, nu voi fi deranjat, ci ne trebuie îngăduință și înțelegere unii față de alții. Conform revelației lui Dumnezeu, căsătoria este o unire dintre două persoane de sex opus. Cred că m-ați înțeles, nu e timpul de explicații. Ceea ce aș mai remarca în continuare, că această unire dintre un tânăr și o tânără reflectă la un nivel mult mai înalt ceea ce de fapt am și amintit.
unirea Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt cu mireasa sa, cu biserica sa. E o taină, sunt lucruri înalte, minunate, dumnezeiești și sunt de mult folos dacă ne vom apleca asupra lor prin Scriptură. Și acum un aspect pe care îl trăim cu toții, bărbații și femeile, și pentru că ne interesează într-un mod mai direct tinerii, băieții și fetele. Și noi toți care suntem ceva mai în vârstă am trecut pe aici la ceea ce eu mă voi exprima. Datorită slăbiciunii noastre și naturii noastre cu care ne-am născut și am venit în lumea aceasta, vreau să spun că în general privim căsnicia prin proprii ochi și avem în vedere ceea ce este palpabil, ceea ce urmează imediat, ceea ce este firesc și natural. Însă voi încerca să ridic la un standard înalt ceea ce ar trebui să ne intereseze. Nu că toți am fi trecut pe aici, ci cred că Dumnezeu vrea ca să privim cu toată responsabilitatea și cu toată atenția ceea ce El a oferit ca un dar omului, tânărului și tinerii. Datorită atitudinii noastre firești, avem scopuri ca acestea: să fim fericiți, împlinirea nevoilor imediate și chiar comoditatea. Sunt aspecte cu care ne confruntăm în anii tinereței. Însă pot să remarc că dincolo de slăbiciunea umană ce ne caracterizează, cu toții avem parte de un mare har, ca privind spre Domnul Iisus Hristos, să-L lăsăm pe El ca aceste nevoi să ni le împlinească fiecăruia dintre noi. Am fost creați într-un chip minunat. El știe cum funcționăm și de ce avem trebuință. Lăsându-ne în voia Lui, putem să pășim în căsnicie sub binecuvântarea Lui, prin harul Lui măreț care ne este la dispoziție. Nu vreau să fiu un critic, însă și în mediile creștine familia se observă că sufere din ce în ce mai mult. Poate altă dată aș putea să dau exemple din propria viață. Este har din belșug pentru toți. Aș mai remarca că fericirea sau nefericirea în căsnicie nu este o problemă care să depindă de resursele noastre sau de priceperea noastră, ci mai degrabă de principiile lui Dumnezeu. Către final am câte ceva notat și în privința aceasta, sigur că ele pot să fie și altele, nu este nicio problemă, lucrurile sigur că diferă de la cultură la cultură și nu ne-am propus ca să demontăm pe cineva și să venim noi cu niște argumente ca fiind unice, ci încercăm ca să venim cu lucruri pe care ni le-am însușit și eu personal sunt convins că pot să ne fie de folos. Un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc despre familie este că familia modernă este cea mai bună dovadă a depărtării de principiile lui Dumnezeu prin eșecurile pe care le observăm și noi. Nu e adevărat. E adevărat și este trist. Însă las un pic deoparte și probabil că dacă vom găsi har, vom primi din partea Domnului Iisus, vom reveni la familie și în alte situații. Acum încerc să mă apropii de acest al doilea aspect sau subiect la care m-am gândit, prietenia, îl voi ridica la un nivel destul de înalt, nu
sper să aveți un pic de răbdare ca să mă pot face înțeles, să nu vreau să vă sperii prea tare. Însă dacă fac această afirmație, sigur că poate să nu ne fie tocmai la îndemână. Și anume, motivația unei prietenii trebuie să fie aceea de a fi în voia și pe placul lui Dumnezeu. Nu vreau să fiu nici să stârnesc zâmbete sau ironii, dar vârsta aceasta adolescenței, a tinereții, așa cum ne-a rânduit Dumnezeu, își are farmecul ei. Ne dezvoltăm, creștem, se dezvoltă și hormonii și de aici apar anumite neînțelegeri în propriul trup. Copilăria își are frumusețea și farmecul ei și problemele ei. Și adolescența, tinerețea și maturitatea, fiecare vârstă își are frumusețea și nevoile ei. Dar când încercăm să ne apropiem de aceste lucruri în lumina Harului, Cuvântului Domnului Iisus Hristos, toate capătă o limpezime și o claritate foarte bună. Am spus și repet, socotesc că motivația unei prietenii trebuie să aibă la bază acest aspect. Sunt în voia? Sunt pe placul lui Dumnezeu? Vrei lucrul acesta? Și de aici se pot naște diferite întrebări. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Sau cu ce aș putea contribui sau ce aș putea să fac pentru răspândirea împărăției lui Dumnezeu, pentru răspândirea Evangheliei? Nu suntem atât de spirituali. Am ridicat un pic cam sus, știu, ștacheta, însă sunt convins că totdeauna Dumnezeu a avut adolescenții, tinerii lui, care au avut și preocupări din acestea sfinte, minunate. Și atunci, pe terenul acesta al lucrării lui Dumnezeu, vreau să vă spun cu toată convingerea că Dumnezeu, Tatăl nostru, care este atât de minunat și de bun, este El însuși preocupat de fiecare dintre noi să ne conducă spre o căsătorie după voia Lui, o căsătorie binecuvântată de El. Este preocupat Tatăl nostru de noi, când noi ne lăsăm în voia Lui, purtați pe brațele Lui. Este har în privința aceasta. Iarăși, subliniez poate un pic solemn și serios un alt aspect. Căsătoria trebuie să fie singurul motiv pentru intrarea într-o prietenie cu cineva de sex opus. Când prieteniile sunt un eveniment ocazional, un divertisment, un mod plăcut de a petrece un timp, un sfârșit de weekend, de săptămână, pentru distracție, vreau ca toți aceia care sunteți aici și sunteți tineri și la vârsta aceasta, să vă gândiți și la consecințe, pentru că de aici prea mulți tineri au avut probleme serioase, deziluzii, traume psihice și se știe în spitale foarte des. Mulți copii sunt abandonați de adolescente și traume apoi pe toată viața. Și acum, ceea ce vă spuneam, că încerc să mă fac un pic mai pe înțeles. Nu afirm că tinerii nu trebuie să stea între ei de vorbă într-un mod prietenesc. Nu afirm că băieții și fetele nu pot să aibă activități comune. Nu afirm așa ceva. Vreau să spun că nu este bine ca tinerii să declanșeze prietenii intime decât dacă sunt motivații serioase de căsătorie. Foarte recent,
și probabil că de aici toți mai știți astfel de aspecte. Foarte recent, duminică seara, dintre noi a plecat un băiat și am și eu la vârsta aceasta băieți, sunt cu mine și soția, aici suntem cu toții, un tânăr, clasa întâi la liceu, cu o domnișoară, dintre noi, și au plecat frumos și drăgălași împreună. Prea de timpuriu. Știți ce se întâmplă? E dureros, este trist. De ce? Pentru că tinerii care încep să se întâlnească cu mult timp înainte de a dori să se căsătorească, ajung foarte ușor să fie dispuși la presiuni sexuale. Și de aici dureri, întinăciune și alte probleme grele. Este un cuvânt în Scriptură, în cartea Cântarea Cântărilor. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. Nu vă jucați cu focul. Să fim serioși înaintea lui Dumnezeu dacă vrem binecuvântarea Lui în căsătorie, în familia care urmează, în viață. Are cu mult mai mult să ne ofere decât să încercăm noi să ne risipim energia și tinerețea în întâlniri din acestea ieftine. Sunt multe de spus în privința aceasta. Ce vă spunem noi acum e doar un început. Sunt alți frați de-ai noștri care se ocupă cu consiliere premaritală și până nu vin tinerii înaintea dumnealor de 6-8 ori, 6-8 întâlniri, ceva de genul acesta, nu-și dă aprobarea pentru căsătoria dumnealor. Lucrurile trebuie discutate într-un mod detaliat până la aspecte de practică, lucruri amănunte și încercând să mă apropii de încheiere, vreau să vă spun că vârsta nu este singurul criteriu pentru o prietenie dintre un băiat și o fată. Eu mi-am notat 6 condiții preliminare și cu siguranță că sunt și altele. Întâi de toate, o umblare personală cu Domnul Iisus. 2. Curăție morală. 3. Supunere față de cei în poziții de autoritate și, în primul rând, față de părinți. Nu mi-am uitat nicio adolescența. Vă spun cu toată deschiderea că mi-aduc aminte foarte bine și știu ceea ce este în firea noastră această atitudine de dependență, de ieșire de sub autoritate și de a nu asculta și a nu ne supune față de părinți. Așa pierdem binecuvântarea și așa pierdem ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere fiecăruia dintre noi. 4. O concepție biblică despre dragoste. Mă gândeam să mai spun ceva sau să nu mai spun, se pot spune atât de multe lucruri. Observăm în jurul nostru cum percepe lumea dragostea într-un mod ieftin și de fapt totul este un egoism feroce. Vă gândiți și dumneavoastră ca și mine și dragi tineri și adolescenți? Când vezi doi tineri de mână îndrăgostiți, aceia nu au de gând ca în curând să ajungă la divorț. Nici de cum. Plutesc, visează, lucruri mari, până la bătrânețe, așa să-și ducă viața. Și în multe situații, lucrurile se destramă repede, pentru că nu cunosc ceea ce înseamnă concepția biblică despre dragoste, aceea lui Dumnezeu de a iubi necondiționat, de a te dărui. În familie este vorba și de sacrificiu. 5. O ierarhie biblică de valori. Sistemul lumii de valori e o dramă. Nu vă opriți la sistemul lumii de valori. Îl avem pe lui Dumnezeu
prin care vă va fi bine și va fi ferice de toți care vă veți aplica asupra valorilor lui Dumnezeu. Și 6, un spirit de responsabilitate. Țineți minte acestea, cine dorește să intre în voia lui Dumnezeu, în binecuvântarea Lui. Și spiritul de responsabilitate trebuie dezvoltat, trebuie să ne-l însușim și să-l practicăm în toate aspectele de viață înaintea lui Dumnezeu, pentru că El ne-a creat oameni responsabili. Dar n-am zis nimic de părinți. Un singur cuvânt despre părinți și mă voi opri. Mi-am notat eu cum am gândit. Părinții au un rol important și trebuie să fie implicați, echilibrat, pentru a putea fi de folos. Sunt și părinți aici și este foarte bine. Domnul să ne ajute pe toți să ascultăm de autoritatea noastră, Domnul Iisus Hristos, ca El să ne califice, să ne apropiem într-un mod prietenește de copiii pe care ni-a dat și să-i putem conduce în perioada aceasta critică a vieții lor, frumoasă a vieții lor și spre slava lui Dumnezeu. Amin.